Ne aflăm în magazinul Levi's și împreună cu Cristina o să probăm tot felul de piese superbe, adorabile, senzaționale, nu, Cristina? Mă abțin să nu te întrerup, pentru că aș vrea să specific că Domnica este absolut obsedată de Levi's. Da, din liceu. Deci aveam toate cămășile, toți jeans și 501 în special. Dar de atunci am rămas în continuare un fan adevărat al acestui brand. Loyal. Acesta este cuvântul cheie. Da. Dar vreau să mai arăt ceva înainte. Ce am observat că au schimbat logo-ul, ca și cel de pe tricoul meu. Da. Vezi? Este mult mai subțire, mai mic. Asta e un baby, se cheamă baby logo. Baby logo? Da. Sună adorabil. Și am place? Observat același lucru la acest body, pe care mie recunosc că mi-a atras atenția datorită acestor culori. Pe care o să le vedeți și mai încolo, într-o nouă formulă de a fi aplicate pe jeansii voștri preferați. Dar revenim cu această informație. Sunt prea multe informații, nu știu cum să le structurăm ca să, astea, să le nu ratăm toate niciuna la un loc. Da, dar aceste culori oricum mi se par foarte actuale și foarte hip și foarte vesele pentru această da, vară. Și te potrivește foarte bine, să știi. Body-ul? Da, cu acești jeans albi, cu cureaua, nu știu ce ți-ai pune peste. Că nu te văd plecând în body la festival. Nu sunt încă ai nevoie pregătită, de o geacă personalizată. Dar o geacă întotdeauna exact este binevenită. Să mergem mai departe, Cristina. Ia să vedem ce. Cu... Dar știi ce am observat? Că sunt foarte multe influențe în toate piesele de la da. Levi's. Și de anii 50's, și 60's, și 70's, anii 80, anii 90. Da, deci, practic, da. Toate decadele modei se regăsesc cumva aici și asta mi și se găsici, pare... Și orice vă place găsiți. Deci nu există să veniți în magazin să nu găsiți ceva. Exact. Indiferent de stilul vostru personal, nu e imposibil să nu găsiți o piesă. Asta este clasica trucker jacket pe care o recomand pentru festivaluri și... Mai ales atunci când va fi customizată. Fiecare dintre voi poate să vină în magazin și să-și customizeze geaca așa cum își dorește și va avea o jachetă unică, practic. Exact. Eu mă duc acum, Cristina, să-mi fac una pentru festival. Cristina și cu mine ne-am ales o jachetă de jeans, o trucker jacket, așa cum o numesc tinerii în ziua de azi. Un pic mai oversized. Un pic mai mult oversized. De fapt, ca să specificăm, e din colecția de bărbați, dar la Levi's întotdeauna a fost, e un brand care a fost de principiu că poți purta și mixa și hainele iubitului cu ale tale din garderobă. Da, și Adrian ne-a personalizat-o așa cum i-am cerut așa noi. Așa că vedeți, e ascuns aici. Da, e, lucrează. Da, i-am dat ceva de lucru astăzi. Exact. Dar jacheta este spectaculoasă, o să vedeți. Că noi am venit mai devreme și am stat de vorbă cu Adrian și am decis... ce fel de patch-uri să punem, ce culori. Exact. Deci, practic, o să avem broderii în partea din față și patch-uri pe partea din spate. Da. Surpriză! Surpriză! Până să vă arătăm jacheta, Cristina, spune-mi ce-ți mai place de aici. Nu știu, ce insigne ți-ai pune tu? L-aș deranja un pic pe Adrian să ne povestească și el un pic, dacă tot l-am pus la treabă. Să luăm și la întrebări un pic. Mie îmi plac foarte mult toate aceste insigne care mi se par super simpatice și număr cât mai multe de pus și de aplicat. Mi-ar plăcea o jachetă plină de insigne, uite integral, așa, se poate? Așa, toată? Sigur că se poate. Asta este chiar alegerea tuturor clienților care da? Un magazin. Pe lângă faptul că sunt foarte multe patch-uri foarte colorate, pinurile sunt la mare căutare sezonul acesta pentru că putem să jonglăm foarte ușor cu ele de pe buzunar. Dacă la un moment dat nu le mai vrem acolo, le putem modifica poziția și o să putem să facem o ținută chic oricând. Și sunt foarte multe că se pot și scoate complet dacă nu mai ai chef de ele. Da, și asta mi se pare iarăși de menționat că se pot aplica pe absolut orice, de la genți, cămăși, pantaloni, tricouri, deci practic... Doar imaginația voastră e... Trebuie doar să veniți în AFI la Levi's. Atât. Dacă este gata. E încă în lucru, mai durează 2 minute, dar noi putem să mergem să ne schimbăm între timp, nu? Păi fără jachetă? Dar ce-i cu... Acum văd, ți-ai făcut un styling. Am fugit cu borseta, dar... Ce-i cu borseta din plastic? Nu râde, pentru că mi-am căutat toată vara o borsetă care să fie și super practică și impermeabilă pentru tot felul de ieșiri. Și am găsit-o în sfârșit pe aceasta. Și culmea, îmi place și această culoare foarte stridentă. Mi se pare că... Să te văd sâmbătă cu ea la festival, da? Mă vezi? Bine. Bine. Ne schimbăm? Da. Hai.